Mama Dagă trece printr-o perioadă mai grea din cauza unor probleme de sănătate. Mama Delia a ajuns la Viena pentru investigații amănunțite și a vorbit în premieră despre acest subiect. Ați consultat un medic, a fost... Da, hai să iau doar partea amuzantă. Fusei la Viena. Să ne căutăm și acolo. Ați fost la o clinică în Viena? Da, am fost la o clinică privată în Viena, că pe aici ne-am cam lămurit despre ce vorba. Și acolo, știi cum e, pleci bou și vivacă. Acolo m-a lămurit Buștean. Ne-am dus noi cu nea. L-am întors, nu găseam porțile, intrările, alea, greu. Și ca să mă duc să mă documentez la intrare în aeroport, trebuia să văd unde e poarta, unde e zborul, unde e, mă rog. Au să bagajele lângă un stâlp. Ne fi niciun scaun, fix la intrare în aeroport. Și zic aia, mă duc, mă uit pe acolo și... Numai că de acolo m-au direcționat în altă parte, în alt terminal. Greșisem terminalul, bineînțeles. Și-ați uitat de bagaje. Aud în megafoanele alea pe sus, Achtung! Dar chiar m-am speriat. Și anunțau acolo cineva care și-a lăsat bagajele, nu știu ce. Dar nu-l fi Tomaio, ce-a zis? Nu, mă gândeam, zic, uite ce tâmpiți și-au lăsat bagajele. Al doilea anunț, băi, dar dă la serios, așa, zic, Doamne. Și am înțeles ceva de bagaje suspecte. Și de Turkish Airlines. Când am auzit de Turkish Airlines, am zis, zic, să vezi tu că să războiesc ăștia acum. Vai, că știam că e treaba cu războiul la ei, pe unde sunt acum, și zic, să vezi tu că o fi vreo alertă de bombă. Mă duc repede să-mi rezolv problema, măcar să mă văd urcată în avion. A durat tot treaba asta vreo 10 minute. Timp în care mă întorc foarte fericită să-mi iau bagajele, mamă, și văd doi mălăi de aia cât casa, polițiști de lor, păzeau bagajele. Ce explicații le dau eu ăstora? Zic, să vezi acum ce urmează. Hai la explicații, hai să dai cu subsemnatul. Eu cu engleza fac o gimnastică de nu. Mă dorm mâinile de atâta engleză. Ăsta nemțește nici atât. Și ce să le spun eu la ăștia? M-am milogit de ei, m-am lăcrimat un pic acolo, că le-am pierdut, că nu știam ce să le mai spun. Și doar că nu mi-a, știi că doar că nu m-au aruncat așa cumva, de-am scăpat de acolo. În sfârșit, mi-am luat bagajele și...